Bună ziua, dragi prieteni, la o nouă emisiune de Ce citim. Astăzi avem o temă extrem de interesantă, care vine să completeze peisajul acestor emisiuni în ansamblul lor. Este vorba despre cartea Cinematograful Gol, cartea de debut a lui Daniel Cristea Enache, pe care o vom analiza pe toate părțile, dar mai mult ne vom discuta astăzi despre ceea ce stă în spatele realizării acestei cărți și experiențele lui Daniel Cristea Enache, despre care a scris cu atâta pasiune. Îi spun bună ziua în studioul DC News lui Daniel și mulțumesc pentru această nouă emisiune. Bine te-am regăsit, Flaviu, un gând bun pentru cei ce ne privesc și mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a vorbi despre o carte a mea. Nu e chiar cartea de debut. Cartea de debut este din 2001 și una de critică și istorie literară, dar este o carte de debut în genul respectiv, în genul acesta al unei publicistici confesive, să spunem. Mulțumesc pentru ajustare. M-am entuziasmat pentru că erau relatate... Spuneai ce bun e debutantul ăsta, e de perspectivă. Da, cartea de debut în genul pe care, cum bine l-ai în nota autorului, ai spus că nu știu unde să încadrez această carte. Deci debutul într-un gen nou, acela al eseului, al memorialisticii. Unde încadrez cartea? Este undeva la intersectarea genurilor și a formelor literare. De altfel, tu ca scriitor știi foarte bine că atunci când scrii o carte, când ești implicat într-un asemenea proiect autorial, sigur că ai niște repere de orientare într-un anumit gen, dar dacă aceste repere vin într-o contradicție profundă cu ceea ce vrei tu să scrii și ceea ce vrei tu să comunici și să exprimi scriind, atunci încalci reperele. Așa cum când mergi pe un munte și vezi reperele care să te ajute, la un moment dat poți să îți iei o pauză de creativitate și să nu le respecti pe riscurile tale. Da. Deci este undeva între genuri, este, spuneam, la o intersectare a structurilor și a formelor literare și metaliterare, este și publicistică, este și memorialistică, este și eseistică, este și analiză critică și mentalitară. Iar Radu Cosașu, care a făcut o foarte frumoasă și generoasă prefață la această carte apărută în 2011 la editura Polirom, Radu Cosașu spunea că nici el nu știe exact despre ce, în ce gen se înscrie această carte, astfel că a inventat el pentru această carte genul reportajului intim. Frumos. Foarte frumos. Dacă îmi permiți, am așezat cartea pe masă. Deja e o carte ce naște anumite curiozități și mai ales că am și greșit spunând că e cartea de debut. O să citesc acum din Radu Cosașu, ținând cartea așa să fie văzută și eu, ca cum aș fi avut, având un prompter, citesc de pe coperta 4. Nu știu cât de simpatic îi voi fi autorului dacă voi scrie, nici critic, nici ziarist, el face reportaj. Pe mulți literați încă îi jenează cuvântul, genul, pe mine nu. Autorul face reportaj într-un jurnal mai mult sau mai puțin intim. El este reporterul convingerilor sale politice și apolitice, cu copilăria lui, cu tot. El face reportaj intim, am spus, poate că e un gen nou, poate că nu, oricum, pentru că nici eu nu țin morțiș să iradiez simpatie, nu voi da pe față momentele în care la lectură puteam să fiu surprins în flagrant delict de entuziasm, spune Radu Cosașu. Foarte, foarte frumos. Și mai este un text de Ovidiu și Monca, dar o să-l citesc pe parcursul emisiunii, dacă ești de acord. Am cartea lângă mine, o să te rog să îmi dai voie să citești și niște pasaje pe parcurs, dar vreau să te întreb dacă am numărat corect, dacă nu o țin tot așa cu stângul înainte, sunt 84 de scrieri în carte, dacă dintre ele, cum te-ai ales
titluri care poartă numele eseului Cinematograful Gol. Un eseu foarte emoționant de asemenea și te-aș ruga să ne divulgi acest lucru. Da, nu mai țin minte câte texte sunt în carte. Repet, este o carte apărută în 2011, deci acum aproape un deceniu. Și în selecția acestor texte și în structurarea materialului a avut un rol foarte important lectorul de carte. El însuși un autor remarcabil, o autoare foarte bună de proză scurtă, Adriana Beetle, care a citit cu foarte multă atenție această carte și ea avea inițial o altă structură, o structură ea însăși personală. Și Adriana Beetle mi-a spus, eu înțeleg structura pe care ai vrut-o tu, dar cititorii nu o să o înțeleagă. Și atunci, uite, structurează pe capitole, apropie niște texte scrise la anumite momente temporale, dar care au o unitate tematică și structurează tematic această carte. Și chiar mi-am promutat un volum al lui Umberto Eco de publicistică, Pliculețul Minervei, și în care Umberto Eco procedase în așa fel, în acest fel, cu articolele lui din un mare ziar italian. Și mi-am spus, dacă Umberto Eco a ascultat și a făcut așa, cine sunt eu să nu respect această structurare? Și în felul acesta este sigur cartea mea și materialul meu, dar structura este cea sugerată de doamna Adriana Beetle, iar numărul textelor putea fi și mai mare. Am renunțat la câteva texte, tot la sugestia Adrianei Beetle, vreo 2-3, astfel încât fiecare tabletă dintre cele care apar aici să aibă girul unui lector de carte de calibrul Adrianei Beetle. Deci cu Adriana Beetle și cu Radu Cosașu ca prefațator, aș spune că Cinematograful Gol a fost o carte foarte norocoasă. Dar este eseul, scrierea... Cinematograful Gol, da, firește, este... Nu, este unul din preferate, că știu că este, că l-am citit, deci nu mi-a scăpat nimic din această carte frumoasă. Într-adevăr, recunosc că m-ai grăbit puțin, pentru că eu făcusem propunerea să vorbim despre ea și tu ai zis, dacă vrei, hai acum, până nu trecem la alți clasici. Și mi-a plăcut foarte mult, cred că mulți au regăsit această trecere, pentru că prin toate capitolele cărții trece un fir al unei actualități românești, venind dinspre anii, poate sfârșitul anilor 70, până în zilele noastre, până la momentul publicării cărții. Dintre toate perioadele astea, care ți-e cea mai dragă, care îți creează cea mai mare nostalgie? Evident, aceasta exprimată de titlul Cinematograful Gol, care a devenit și titlul cărții. Acest text a fost, l-am simțit de la bun început ca fiind foarte important pentru mine și nu numai pentru mine, pentru toată generația mea. E vorba de fapt nu numai de o maturizare a unuia care era copil în ultimii ani ai lui Ceaușescu, deci nu numai o maturizare de la stadiul de copil la acela de adult, ceea ce implică, sigur, un spor de cunoaștere, dar și un spor de dramatism. De obicei, când ne maturizăm, pierdem lucruri foarte importante, pierdem lucruri foarte prețioase cu această maturizare. Dar e vorba totodată și de o schimbare întreagă, o schimbare generală de epocă istorică, socială, politică și culturală. Poate mai ții minte, Flaviu, nu erai foarte mic la Revoluție, nu? Da, aveam 9 ani. Deja. 9 ani. Ai fost la un cinematograf, la un film, înainte de Revoluție? Am văzut, cred că, nu exagerez, dar nu știu dacă greșesc spunând mii. Dar multe sute de filme. Ai fost probabil la cinematograful din Cugir? Sau? Da, la Cugir, la cinematograful, da? Patria. Nu știu dacă ai fost și la cele din București. Nu, n-am fost. Bun. Toate erau pe acest bulevard care lasă pe stânga
cercul militar. Pe Elisabeta, nu? Da, se înșiruia unul după celălalt. Erau studio, București, parcă se numea unul, pe partea cealaltă era Corso. Și aceste cinematografe, în copilăria mea, erau un fel de centru magic al acelei lumi în care noi trăiam. Ceva mai frumos decât aceste cinematografe și acest bulevard cu cinematografe nu era pentru noi. Și noi care veneam din militari, care este la marginea Bucureștiului, și când mergeam la un asemenea, sigur că mai mergeam și la Favorit în drumul Taberei și la altele, la Doina, dar când mergeam la aceste cinematografe din centru, pentru noi era ceva absolut extraordinar, pentru că ne dădea sentimentul că suntem și noi importanți. Noi, acești copii, acești țânci veniți de undeva de la marginea Bucureștiului și care mergeau să vadă un film. Și evident, toate filmele ni se păreau extraordinare pe vremea aceea, la 7, 8, 9, 10 ani, până am început să ne dezvoltăm spiritul critic. Deci această experiență de a merge la film în centrul Bucureștiului era pentru noi o experiență inițiatică absolut extraordinară. Ei bine, după Revoluție, la mai mulți ani după Revoluție, când, despre asta e vorba în textul Cinematograful Gol, când nu s-a mai ținut un curs la facultate și treia să-mi umplu timpul de până la un alt curs și n-aveam ce face și am spus să merg la un film, să văd un film, nu contează care, la unul dintre aceste cinematografe de pe același bulevard. Era în 2004. Și așa cum scriu un text, a fost o tristețe îngrozitoare, pentru că cinematograful era aproape gol, eram câțiva oameni în sală, se vedeau scaunele ponosite, totul degradat, totul aproape semidistrus, așa, delabrat. De fapt, cinematografele acelea s-au și închis după o vreme. Și deși filmul de pe ecran era absolut senzațional, era foarte comic, era cu Jim Carrey, toată acea atmosferă în care eu am văzut filmul era atmosferă tristă, de jale, și care m-a atins și m-a rănit într-un mod profund. Pentru că atunci mi-am dat seama că odată cu maturizarea, cu dobândirea spiritului critic și a simțului de observație și cu această schimbare de epocă, ce s-a suprapus maturizării, am pierdut ceva foarte prețios. Niciodată n-o să mai văd filme la cinematograful studio sau București, așa cum le vedeam în copilăria mea. Este o pierdere ireparabilă. Într-una din scrieri, nu în cinematograful gol, vorbești despre, descrie atmosfera din cinematograf, din copilărie. Încerc să o caut, dar cred că e o scriere anterioară. Și despre cei care priveau și făceau acele celebre comentarii. Sentimentele le-am avut la fel, că și eu am trăit lucrul ăsta când se huiduia. Când se aclama, se aplauda. Da, se aplauda, se făceau remarci față de frumusețea cuiva, da, față de slăbiciunea cuiva. Remarci sexiste, mizogine, da, profund, da, incorecte politic, am spune, da, astăzi. Cu cine mergeai la cinematograf în acea perioadă? Cu prietenii, cu băieții. Nu, nimeni n-ar fi îndrăznit să meargă la cinematograf cu o fată, pentru că s-ar fi râs de el luni întregi pentru această aventurare. Și aceste comentarii care totdeauna însoțeau scenele semnificative ale filmului, astăzi aceste comentarii mi se par mai interesante decât de multe ori filmele propriu-zise pe care le vedeam. Comentariile dezvăluie o anumită psihologie, o anumită clasă socială uneori și nu erau neapărat toate comentarii stupide. De multe ori, mai ales când le făceau cei mai în vârstă, mai mucaliți, cu anumită experiență a vieții și a limbajului, aceste comentarii erau extrem de gustoase și noi râdeam în hohote și de ce se întâmpla pe ecran, dar și de ceea ce auzeam în sală. Deci crezi că era cinematograful înainte de 1989, înainte de Revoluție, de fapt. Era și un spațiu al libertății și al, da, unei anumite psihologii, da, mai libere. Da, și era, deci pe de-o parte era această experiență extraordinară, inițiatică, spuneam, de a vedea un film de obicei occidental,
american, nu mergeam la filme, n-am văzut niciodată un film corean, nord-corean sau indian. Erau totuși sub pragul nostru de selecție să fi mers la un asemenea film. Deci era acest miraj al Occidentului, al Americii, al visului american, al libertății. Până când am început să ne uităm la filme pe casete video și atunci am putut să vedem și filme care nu veneau în România pe marile ecrane. Le vedeam numai pe casete video. Dar pe lângă această formă de cultură care este cinematograful, ulterior mi-am dat seama că aveam în acele săli arhipline, cu acele comentarii gustoase și substanțiale, aveam și un fel de teatru social, un fel de teatru existențial, pentru că ceea ce vedeam pe ecran în Star Wars sau în alte filme din acestea cu buget mare era una, dar ceea ce vedeam în sală și ceea ce auzeam în sală era chiar viața noastră colectivă, exprimată fie și inconștient de oameni care aparțineau prezentului nostru. Social. Deci, crezi că întunericul sălii dădea și mai mult curaj, evident, unor voci? Foarte bună observație, pentru că nu puteau fi văzuți, nu știai cine a spus. nu erau neapărat comentarii anticomuniste sau anticeaușiste, n-am auzit niciodată așa ceva, dar erau comentarii libere, care exprimau pentru câteva secunde sau pentru câteva minute, exprimau altceva decât auzeam noi de pe micile ecrane când vedeam telejurnalele și emisiunile cu Nicolae Ceaușescu. Și ai prins imediat după 90 perioada, adică nu știu dacă ți s-a întâmplat și ție să mergi la video, adică să te duci la cineva care avea aparat video. Veneau ei la mine pentru că noi aveam video și la noi era așa un fel de cinematograf perpetu. Unele casete le-am văzut de nenumărate ori, le știu pe din afară. Rambo 1, Rambo 2, Cobra. Și tot felul de filme în acestea pentru adolescenți și la tânăra generație de azi, la copii de azi, dacă le vorbești despre casetele video, ei nici nu înțeleg despre ce este vorba, fiindcă s-a schimbat totul de atunci. Deci nu e numai o schimbare de la comunism la capitalism. Sunt și niște schimbări în interiorul acestui regim capitalist de după 90, niște schimbări la fel de importante, la fel de mari și de profunde, care, de pildă, l-ar putea face pe un adolescent de astăzi, un tânăr de astăzi, să fie nostalgic nu după cinematografe la care mergeam eu pe Bulevardul Elisabeta, să fie nostalgic după casetele video sau după casetele audio care se învârteau cu, le învârteai banda cu un creion care îl introduceai, derulai, sau chiar pe CD-uri, care și ele au dispărut sau sunt în curs de dispariție. Deci ce vreau să spun este că fiecare generație are propriile ei nostalgii. Crezi că se vor uita și la noi ca, așa cum ne uităm noi la perioada interbelică, se vor uita nepoții noștri și vor zice ce vremuri romantice era? Da, și cred că această carte, de la care apariția au trecut aproape 10 ani, cu cât va trece timpul, cu atât va fi mai mult un document. Nu numai un document al convingerilor mele intime, ci și un document al generației mele, al epocii și perioadei istorice în care m-am născut și m-am format, a ceea ce a însemnat această generație a decrețeilor, despre care am mai vorbit noi aici la emisiune, cei născuți înainte de Revoluție, din cauza decretului care interzicea avorturile și din cauza faptului că Nicolae Ceaușescu, în paranoia lui, fixase o normă de copii care să fie născuți de un cuplu. Să fie, fiecare familie trebuia să numere, mai ții minte, Flaviu, 4 copii. Deci acestea au fost premizele și substanța generației decrețeilor și eu aparțin acestei generații, iar această carte este și despre decreței. Am, cred, chiar 2 texte despre această generație și despre ceea ce au însemnat decreței, decrețel
decreței venind de la decret. Derivate de la decret. Da, o să te rog să fii de acord să citesc un scurt fragment din Copiii de asfalt. Și ce generație! Când se făceau orele amiezii, un vuiet surd creștea pe străzile din jurul blocului D4. Deschizând fereastra, zgomotele năvăleau înăuntru. Urlete de piei roșii și cherleieli de fetițe, indicații zbierate pe terenul de fotbal și înjurături prompt sancționate de câte un educator ad hoc, asistând de sus, de la geam, melodii revărsate din boxe peste întregul quartal, hămăituri de câini urmărind o pisică sau fiind ei fugăriți de copii. Îmi puneam imediat, și acum îl avem pe copilul Daniel, îmi puneam imediat șortul, tricoul, ciorapii Adidas și mă năpusteam cu capul înainte pe scări, doritor să nu ratez ceva din ce se întâmplă afară. De la etajul 3 șerpuiam Dexter pe balustradele de plastic care, flexibile, nu se rupeau. Ieșit din scară, nu mai aveam răbdare să ocolesc amărâtul de spațiu verde de 2 metri pătrați. O luam pe mica fâșie de lângă bloc, săream un gărduleț care înconjura bătătorul de covoare și de aici începea libertatea. Ea dura până seara târziu, când ultimii mohicani binevoiau să dea curs rugăminților de regrupare familială, aruncate în întunericul feric de părinți îngrijorați. Deci, nu știu dacă e cineva din generația noastră care să nu se regăsească. Exact, asta aveam să spun, că așa cum spune Călinescu extraordinar despre creangă, că ce se întâmplă în amintiri în copilărie nu este deloc specific, particular, nu este propriu numai copilului Ion Creangă, spune Călinescu cu o formulă memorabilă, este acolo copilăria copilului universal. Da. Așa și ce scriam eu aici, ce povesteam eu aici, nu este numai copilăria mea, este copilăria tuturor băieților sau aproape tuturor băieților din generația mea. Fetițele aveau altă copilărie. Fetițele din generația mea se jucau altfel, se vorbeau altfel între ele, aveau deci un limbaj specific, un comportament specific, relații și raporturi specifice și ele erau aproape complet separate de lumea băieților. Deci ceea ce povestesc eu aici nu este și despre copilăria fetelor din generația noastră, fiindcă acela ar fi fost un construct artificial al meu, aș fi încercat să vin cu o semnificație din aceasta colectivă care de fapt nu exista. Noi eram, deși învățământul era mixt, eram împreună la școală băieți și fete, erau totuși două lumi separate până prin clasa a șaptea, când lumile au început să se interfereze, să se suprapună în anumite puncte, fiindcă treceam într-o altă vârstă și ne dădeam seama că pe lângă băieți, pe lumea asta mai există și fete. Da, și începeau jocurile comune, ca flori, fete și băieți. Da. Și mai erau câteva în care deja interacțiunea era încurajată. Da. Pe lângă cinematograful gol, deci pe lângă această sintagmă, am putea da și sintagma stradă goală, fiindcă foarte curând după Revoluție, chiar mai curând decât în cinematografe, mergând, revenind pe aceleași străzi ale copilăriei mele, în calitate de vizitator, fiindcă mă mutasem de acolo, nu mai stăteam acolo de mult. Deci, ca să recapitulăm, tu ai stat și în cartierul Titan, nu? Și în... Am stat până în 1987 în acest cartier militar. Da. Apoi, după moartea tatălui, am fost adoptat și ne-am mutat în casa părinților adoptivi, care era în Titan. Mult... În Titan câți ani? Și în ce zonă? Din 1987 până la Însurătoare. Deci până după liceu încolo, că da, ai făcut mate fizică 3, exact, actualul Alexandru Ioan, da, Cuza, liceu unde s-au filmat și filmul Liceenii și declarație, da, de dragoste. Și era, după aia o să te rog dacă vrei să povestești despre asta, căpătase liceu o notă așa, că mi se pare că, nu știu dacă n-ați prins, în aceeași perioadă să se filmeze, doar că ei au filmat probabil în vacanța voastră. Noi am făcut, eu am făcut liceul între 1988 și 1992. Cred că Liceenii s-a filmat mai devreme decât 1988. Da, deci oricum foarte aproape. Da. Ce voiam să spun despre această stradă goală, generică, este că revenind pe străzile copilăriei mele, puțin mai târziu, nu mult mai târziu,
Deci imediat după Revoluție, din 87 până în 90, sunt puține ani, am fost uluit, am fost aproape înfricoșat de faptul că pe stradă, acolo unde înainte erau foarte mulți copii care se jucau, acum nu mai era nimeni. Nu venea să cred că acele străzi, câteva străzi pe care era atâta lume cu numai puțină vreme înainte, acum nu mai era nimeni. Pentru că lumea, nu numai copiii trecuseră într-o altă vârstă, începuseră să devină adolescenți, dar și societatea se schimbase și deja toată lumea nu mai stătea pe stradă, stătea la televizor, pentru că până atunci televizorul nu existase, până în decembrie 1989, nu aveai ce să mai vezi la televizor și îți găseai libertatea pe strada din fața blocului. Iar după decembrie 1989, libertatea ți-o găseai uitându-te non-stop la televizor. Deci nu mai era nimeni pe stradă, strada era goală, deci încă un capitol pe lângă acela al cinematografului și încă o imagine puternică și profund adevărată, profund autentică, arată această mare schimbare care s-a produs și la care noi nu numai că am asistat, Flaviu, dar noi am simțit-o pe propria noastră piele. Am trăit această schimbare într-un mod aproape fizic. A contribuit la maturizarea noastră și cu întristările de rigoare, pentru că nu era ușor să vezi cum dispar prietenii și cum nu m-am treptat, nu mai ai cu cine să te joci. Doar că noi am crescut, am fost norocoși. Spunând despre stradă goală, mi-a adus aminte de o sintagmă pe care a folosit-o și sociologul Vasile Dâncu, și el membru al Uniunii Scriitorilor, poate să încercăm chiar o emisiune în trei la un moment dat. Oamenii au fost alungați din stradă, spune Dâncu la un moment dat, tehnologia fiind cea care ne-a alungat din stradă în case. Și evoluția tehnologică a făcut lucrul ăsta tot mai accentuat. El are cărți patrie de unică folosință și mai multe care cumva se completează cu cărțile noastre. Tu, cinematograf, Hugol, eu, Chizășie pentru libertate, poetul, merge mai departe. Ai și Aproape liber, care e tot din familia cărților de acest tip. E interesant să vedem cum au evoluat lucrurile de la generația lui Vasile Dâncu. El are undeva la 55 de ani, cred că tu ai 46, eu am 39, deci și treptat poate să chemăm pe cineva din generația celor născuți după Revoluție sau chiar după 1995, să vedem cum sunt percepțiile și să încercăm la un moment dat o astfel de emisiune. Aș vrea acum să te întreb despre pasiunile tale care sunt foarte prezente în această carte. Deci de la fotbal, tenis de masă, jocuri pe calculator, de strategie în orice fel de jocuri. Cum îți organizezi timpul? Că faci foarte multe lucruri și totuși ai timp. Adică să te ocupi de activitatea principală, citit, scris, critica literară e și mai mult decât toate acestea, pentru că necesită expertiza ta săptămânală, zilnică. Cum te organizezi? Da, înainte să răspund, să spun că e o idee foarte bună aceasta a unei emisiuni cu Vasile Dâncu, care e un om de cultură autentic și un om care vine întotdeauna, sau aproape întotdeauna, cu interpretări originale. Nu are un limbaj în acesta standardizat de sociolog, ci vede domeniile și de la anumită perspectivă și având totodată structura fiecărui domeniu în parte. Fiecare disciplină are o structură care trebuie parcursă și trebuie înțeleasă înainte de a vorbi despre fenomenul respectiv. Dar uite, un exemplu de ce înseamnă diferențe între generații, un exemplu aproape spectaculos este să-l vedem astăzi pe vloggerul Sally sau Shelly, da, care este o vedetă în lumea YouTube și care atunci când vorbește cu cineva din altă generație pare că sunt două ființe de pe două planete diferite. Fiecare are un alt limbaj, un alt sistem de referință, un alt sistem de valori, evident un alt discurs și un alt public. Deci nu numai că Sally și cu Cristian Tudor Popescu sau Sally și cu Monica Anisie, care n-a vrut să se întâlnească cu el într-o emisiune, sunt din lumi complet diferite,
dar și publicurile lor sunt din lumi complet diferite. Ca și cum în aceeași societate, în același moment social și istoric, noi nu mai avem o aceeași unitate, nu mai avem un numitor comun, ci suntem formați din conglomerate generaționiste și sociale care de multe ori trec unul pe lângă celălalt, fără nicio legătură. Deci tocmai acest dialog între reprezentanții diferitelor generații și diferitelor culturi, fiindcă există și o cultură YouTube, așa cum există o cultură Facebook, tocmai din întâlnirile repetate între ei se poate vedea cât de diversă și cât de bogată este în fond societatea noastră. Societatea noastră este exprimată și de Cristian Dor Popescu, și de Vasile Dâncu, și de Monica Anisie, în felul ei, și de vloggerul Seli. Da, are de multe ori lor de poziție foarte corecte și sănătoase. Mă refer acum la vlogger, la Shelly sau cum îl cheamă, că vine din derivatul numelui lui. Că am văzut și când le-a dejucat celor de la o televiziune un plan din ăsta, da, în care s-au lăsat intoxicați cu un potențial accident pe care l-ar fi avut. Mm. Și mesajul lui de final, până acolo e un spectacol, dar mesajul de final, oameni buni, informați-vă, documentați-vă. Da, deci mai rezumăm, te rog, întrebarea pe care mi-ai pus-o, că mi-a dispărut din minte. Legată de pasiuni, da, cum îți organizezi, da, timpul? Da, e foarte simplu de răspuns pentru mine, fiindcă tot ce fac eu este greu, este dificil, este complicat, dar în același timp îmi place foarte mult. Și aceasta e un fel de combinație stranie între stoicism, sunt lucruri care trebuie făcute, și hedonism. Să-ți placă, să ajungi să-ți placă să faci lucrurile care trebuie făcute. Deci să te identifici într-o așa măsură cu ceea ce faci, încât să nu-ți mai pară până la urmă complicat, greu, inaccesibil, pretinzând foarte mult efort, să te identifici din interior cu lucrurile pe care le faci. Și în acest fel, pentru mine a ajuns să nu mai fie o diferență semnificativă între a citi o carte, a scrie o cronică cu un anumit deadline, a ține un curs și a mă juca la jocul meu de strategie Age of Empires pe calculator. Păi știu, le tratez cu aceeași seriozitate pe toate și cu aceeași plăcere. Dar problema e de timp, adică ai timp să faci foarte multe lucruri și nu zice nimeni că nu-ți place. Dar, de exemplu, stai o noapte și te joci Age of Empires. Deci a doua zi mulți sunt groghi, adică tu scrii. Da, nu. După ce mă joc Age of Empires, chiar și anul acesta m-am jucat. Era culmea să nu mă joc. Era culmea să nu mă joc tocmai în anul pandemiei, în care am stat mai mult în casă. A doua zi, sigur că sunt puțin obosit fizic, fiindcă cei care ne privesc ar trebui să știe că să te joci la un joc pe calculator e o treabă foarte serioasă și e chiar un fenomen apropiat de sfera patologiei. Sunt oameni, sunt nu numai adolescenți, sunt oameni care se joacă o zi, două, trei zile în continuu, nu se pot desprinde. Eu m-am jucat maximum 11-12 ore. Cât drumul până la Durău. Da, și a doua zi sigur că sunt puțin obosit fizic, dar cum glumesc eu, spun, mi-am restartat creierul, mi-am restartat sistemul. Așa cum un computer trebuie din când în când curățat și restartat sistemul, așa și creierul trebuie din când în când lăsat să se odihnească, să se bucure cu acea emisferă a bucuriei și a plăcerii, să se bucure într-un mod aproape pur de o anumită plăcere, de un anumit hobby. Și a doua zi, deși am o oboseală fizică, pe dinăuntru sunt foarte bine și nu mai bun de muncă. Păi da, dar ideea e că, și asta mă adresez acum a privitorilor noștri, deci e fascinant Daniel în scrierile lui despre Age of Empires,
povestește el la un moment dat că face, adică fiecare eseu e foarte structurat, înțelegi din start unde, adică înțelegi în ce context te afli. Mai întâi, bun, îmi place să mă joc, zice Daniel, începe, îți descrie, îți spune toate piesele din mobilier ca să înțelegi cum va construi, dar totodată să nu poți să descoperi, să te țină în suspans. Și la un moment dat zice despre importanța jocului de strategie, despre faptul că nu oricine poate juca și într-adevăr e adevărat că îți trebuie o viziune și așa mai departe. Și la un moment dat iese din acel context, că aici e genialitatea textului, sunt fascinante, și le zice că s-au terminat pești dintr-un banc care i-a asigurat provizii și zice în paranteză, fie vorba între noi, nu înțeleg lucrul ăsta, cum să se termine pești? Deci e fascinant stilul în care scrii și în care reușești să ieși din text, să aduci privitorul într-o realitate și chiar să reformezi, să propui o reformă a jocului, dar totodată să nu contești modul în care a fost el proiectat. Da, și aș mai adăuga acest element important și anume consecvența. În plăcerile, bucuriile și muncile mele eu sunt foarte consecvent. Nu sunt un căutător și un explorator permanent. Hai să văd ce joc a mai apărut sau ce aplicație sau ceva mai exotic la care să mă joc. Deci odată ce m-am lăsat sedus de ceva și când acel ceva a devenit important pentru mine, am o consecvență și o fidelitate din aceasta dusă foarte departe. Deci am început să mă joc la Age of Empires cred cu peste 20 de ani în urmă. Stăteam încă în Balta Albă, în cartierul care seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut mai târziu în Berlinul de Est. În Berlinul de Est, când am ajuns, mă simțeam exact ca în Balta Albă. Numai primarul era altul. Deci, gândește-te că au trecut peste 20 de ani de când eu mă joc la Age of Empires. Orice om mai curios și care vrea să mai caute, să descopere și altceva, ar fi jucat foarte multe alte jocuri în 20 de ani. Eu foarte, foarte puțin am dat cu nasul în alte sfere și m-am întors imediat, așa ca la o soție credincioasă, m-am întors imediat la jocul meu preferat. Dar, Daniel, una din caracteristicile adicției este, adică una din trăirile care vine post-adicție, mai corect spus, este sentimentul de vinovăție. Nu te simțeai vinovat că te-ai jucat 10 ore sau așa când ai fi putut citi. Hai să zicem, nu să dormi, dar ai mai fi putut citi și mai mult, adică să le întrești pe Călinescu și pe Manolescu la un loc, ca și cărți citite și tu alea 10 ore le-ai alocat jocului, adică n-aveai sentimentul ăsta de vinovăție. Eu am citit mai mult decât Călinescu, pentru că Călinescu n-a putut să mai citească, săracul, cărțile apărute după ce a plecat dintre noi. Și asta este un spor de cunoaștere pe care îl vedem și în literatură. Deși firește un scriitor contemporan, nu este întotdeauna la nivelul uneia clasic, scriitorul contemporan are acces la o realitate, nu numai socială, fizică, ci și la obiectivă, ci și la o realitate culturală pe care scriitorul clasic, murind, n-a mai prins-o, n-a mai apucat-o. Pe de altă parte, să stai toată ziua să citești, sigur că citesc mult prin natura profesiei mele, să stai toată ziua să citești și să nu faci altceva, nu mi se pare, nu numai că nu e sănătos, dar nu mi se pare și un act intelectual, pentru că înseamnă să te refugiezi într-un tur de fildeș, să te refugiezi într-o lume a formelor literare, culturale și să trăiești într-o realitate culturală pe care tu o consideri a fi o alternativă la lumea reală, dar care nu este o alternativă. Trebuie să te deschizi în același timp și către realitatea culturală și către realitatea propriu-zisă. Iar sigur că jocurile pe calculator nu țin nici de una, nici de alta. Deci, așa adăugat, trebuie să te deschizi și către realitatea
virtual. O cameră ideală în care ai locui, cum ar arăta? Cu o masă de tenis de masă, cu un poster cu Ilie Balaci. La ce ai renunțat? Deci cu un acvariu, cu, stai să mă gândesc, un poster probabil cu Gică Hagi. Și ce ai mai adăuga? Când eram adolescent, așa, pubertate spre adolescență, deci clasa a 8-a, a 7-a, a 8-a, apoi a 9-a, fotbalul românesc era foarte puternic, naționala era la cel mai înalt nivel, nu ca naționala de astăzi, din păcate, și eram fanul echipei Universitatea Craiova, cu care am ținut frenetic și care era într-o fază destul de grea atunci, pentru că se lupta cu așa numita cooperativă din fotbalul românesc, Steaua, Dinamo, Victoria București, Flacăra Moreni, deci armata, miliția, securitatea, și Biata Craiova se lupta cu toate aceste forțe. Și pentru că în camera în care stăteam, aveam, în familia care m-a adoptat, aveam pe pereți tapet, aveam pe toți pereții prinse fanioane cu Universitatea Craiova, cele mai multe, le prindeam așa cu ace, și fanioane ale altor echipe. Era toată camera mea tapetată cu fanioane. Apoi mi-a trecut această fază de activism fotbalistic. Și acele fanioane le-am desprins pe toate de pe tapet, le-am pus într-o cutie și am uitat de ele. Le-am redescoperit nu de mult în acea cutie și m-a emoționat bucuria pe care o aveam eu atunci, la 13, 14, 15 ani, ținând cu echipa mea favorită, să zic, împotriva sistemului. Deci ceea ce vreau să spun este că aceste lucruri, aceste elemente țin de o anumită vârstă, țin de o anumită experiență, care apoi se schimbă, perspectiva este alta și, deși această carte vorbește mult despre trecutul meu, eu nu vreau să trăiesc în trecut. Vreau să trăiesc în prezent și în viitorul care vine săptămână după săptămână, an după an, deci să fiu nu numai un om al trecutului și care trăiește din amintiri, oricât ar fi aceste amintiri de prețioase, ci să fie și un om al vieții de azi și de mâine. Dintre visele pe care le ai... Și, scuză-mă, unde se vede consecvența? S-ar putea întreba cineva, bun, ți-au plăcut foarte mult fanioanele, le-ai dat apoi jos, le-ai băgat într-o cutie, care e consecvența ta? Ei bine, consecvența mea este că eu țin în continuare cu Universitatea Craiova, deși vai și amar de Universitatea Craiova, nu mai are nici palmares, e o altă echipă înființată la Craiova. Care... Se bate la titlu acum. Adică... Păi nu, ai altă Craiova, nu, păi este cea, sunt două. Sunt două, deci eu țin cu cea care este acum în situația cea mai tristă, deci consecvența se vede în faptul că eu nu m-am schimbat și n-am început să țin cu o altă echipă atunci când Craiova s-a dus în jos. De aceea am și acvariu cu pești, de aceea am și masă de ping-pong, chiar dacă mă joc mult mai rar. De aceea am scris despre Ilie Balaci în această emoționant carte. Ai scris de... N-am trecut să spun că Hagi îmi place mai mult decât Ilie Balaci. Sigur că Hagi este un mare jucător, am făcut și o comparație între ei. Am văzut superbă. Dar Balaci este un capitol afectiv căruia îi rămân consecvent. Ai făcut o comparație superbă între Balaci și Hagi. Se vede că îi îndrăgești pe amândoi și, într-adevăr, cu un plus pentru Balaci. Și ce am mai remarcat în carte, un talent uriaș de cronicar de teatru. Bineînțeles, tu o să spui că nu e așa, că doar în modestia care te caracterizează din punctul ăsta de vedere, că doar ai scris despre, dar, și cronicar sportiv. Deci ai abilități multiple. Și cartea asta dezvăluie toată asta. Îi povesteam chiar prietenului nostru, Daniel Dincă, venind înspre emisiune, că te-am descoperit după carte în postura asta
un realizator care vrea să facă o nouă emisiune cu tine, ar trebui să citească cinematograful gol înainte, mai ales când vrea să facă o emisiune biografică, pentru că oferi foarte, foarte multe răspunsuri interesante. Practic deschis și tot toată închis. Da, dar fiind consecvent, nu o să accept un alt realizator în afară de tine cu care să fac emisiuni, deci excludem această variantă. Teatrul îmi place foarte mult. L-am descoperit abia după Revoluție. Deci am văzut câteva spectacole înainte de 1989, unele cu membrii ai familiei mele, dar altele cu clasa la școală, dar teatrul nu era pentru mine înainte de Revoluție ceea ce era cinematograful. De aceea nu avem aici un titlu Teatru Gol. Și nici nu s-ar potrivi un titlu ca Teatru Gol, fiindcă teatru tocmai a căpătat o nouă viață după 90, sălile sunt pline, deci când lumea spune că oamenii nu sunt interesați de cultură, că tinerii nu sunt interesați de cultură, un asemenea evaluator mie mi-arată că n-a fost niciodată la teatru în ultimii 30 de ani, pentru că sălile sunt pline, biletele sunt scumpe. Și totuși sălile sunt pline. Eu de multe ori primesc invitații, deci nu-mi pun problema costului, dar nu toți primesc invitații și sălile nu sunt umplute cu cei care primesc invitații și sunt foarte mulți tineri, sunt foarte mulți adolescenți. Deci teatrul îmi place foarte mult și de foarte multe ori le-am spus studenților mei să meargă la teatru. Fiindcă la cinematograf este una să mergi, la teatru este altceva. Un film poți să-l revezi oricând, poți să-l cauți și să-l vezi, dar un spectacol de teatru cu anumiți actori, dacă nu-l vezi atunci când acei actori sunt în viață și în, să spun așa, în spectaculozitatea rolului și prestației lor actoricești, acel spectacol de teatru nu-l mai vezi niciodată. Un spectacol de teatru filmat și pe care îl vezi pe ecran nu are aproape nicio semnificație în raport cu un spectacol de teatru văzut în sală. Să mergem puțin și la zona, mai avem vreo 10 minute, să mergem și la partea asta de literatură și la drumul pe care l-ai ales. Mulți ar crede la prima vedere că decisiv te-a influențat Valeriu Cristea, dar de fapt a fost profesorul Kevorkian, nu cel care te-a deviat spre drumul ăsta al literaturii. Care e adevărul? Au fost amândoi. Odată ce am fost înfiat la 13 ani, sigur că eu citisem foarte mult în copilărie, dar citisem numai cărți de plăcere, nu citisem cărțile importante. Citeam Jules Verne, citeam Karl May, ceea ce citeau toți copiii de vârsta mea. De aceea, înainte de emisiune, când spuneai fratele meu roșu sau fratele meu alb, mi s-a părut foarte cunoscut, pentru că sunt acele formule cu apașii, cu indienii și cu oamenii albi care sunt într-o permanentă confruntare. Deci când eram mic citeam mult, dar cărțile copilăriei, de la 13-14 ani, am început să citesc cărți de literatură majoră, date de Valeriu Cristea, fără să mă forțeze. Dar te-a stârnit. Odată ce deschizi un roman de Dostoevski și începi să citești un roman de Dostoevski, s-a tenat și cu Jules Verne și cu Karl May, și cu Fridolino, și cu cei trei mușchetari, și cu toate cărțile pe care le devorasem până atunci, și cu revista PIF, și cu Rahan, și așa mai departe. Deci a fost un fel de maturizare culturală, care fără Valeriu Cristea s-ar fi produs mai târziu. Am început să citesc marea literatură și profesorul de la Liceul Matematică Fizică 3, despre care am scris în această carte, Anton Kevorkian, o figură extraordinară, a făcut restul. Venea cu alte lecturi pe care îi le recomanda, cu alți autori, și români și străini, astfel încât încă din clasa a noua, eu m-am
înșurubat, să spun așa, în miezul culturii înalte, al literaturii majore, și de atunci încoace totdeauna am putut să fac diferența între marea literatură și literatura conjuncturală, literatura comercială, literatura pasabilă. Dar de unde îți pornise dorința de a da examen la ASE și după aia ai renunțat la drumul ăsta? Deci, practic, te influențase cineva spre... Da, firește. Copiii și mită părinții. Și tatăl meu, cel care a murit în 1987, făcuse ASE-ul, lucra în comerțul exterior. Și cred că dacă aș fi urmat acel drum al comerțului exterior, cred că n-aș fi fost rău în acel domeniu, pentru că îmi plac aceste raporturi și aceste relații. Adică nu îmi place numai să vorbesc despre lucruri care n-au nicio dimensiune pragmatică. Cum spune Eminescu, facem planuri din cuțite și pahară. Îmi place să fac și lucruri care se concretizează, care se materializează în ceva, și dacă munca unui critic literar se materializează într-o carte, munca unui specialist în comerțul exterior sau interior, sau munca unui arhitect sau munca unui inginer se materializează în lucruri care pot fi văzute, care sunt palpabile și care dau un spor de semnificație profesiunii respective și societății în ansamblul ei. Deci cred că aș fi făcut o figură frumoasă și ca absolvent de Academie de Studii Economice. Ce vise aveai în copilărie și care s-au îndeplinit? Pe vremea noastră, ca să zic așa, era acea expresie, faci castele în Spania. Să-ți faci castel, asta era visul suprem, să-ți faci castel în Spania. Între timp, de când atâția români au început să lucreze în Spania și în Italia, și mulți au făcut adevărate castele care se văd nu numai acolo, și le-au făcut și la noi în România, iată că acest vis a devenit realitate. Visul meu din copilărie a fost visul generației mele, și anume visul american, faimosul American Dream. Visam să trăim ca în America, să fim ca în serialul Dallas, să fim fie Bobby, fie JR, eram împărțiți între aceștia doi, și am putea spune că ni s-a realizat și acest vis. Cred că după Revoluție am început și noi să trăim ca în America și să ni se pară foarte firești toate aceste lucruri. Deci, ideea este că am avut o șansă extraordinară, o șansă istorică, aceasta a Revoluției din decembrie 1989, eveniment capital fără de care nu ne-am fi putut împlini niciunul dintre noi, niciunul dintre visurile pe care le visam. Ai un capitol 4 în carte, Românești, și definești trăsăturile românului, trăsăturile specifice. M-a dus puțin cu gândul la cartea din Psihologia poporului român de Dumitru Drăgicescu. Da. Cum ai caracteriza românul după toate aceste scrieri? Deci, ca să așa, mai, cât mai cu consistent, dar cu puțin scurt. Laconic. Da. Da. E un capitol întreg și aici chiar că trebuie citit acest capitol, tocmai fiindcă a defini românul generic, este ceva foarte complicat și foarte nuanțat. Românul nu este nici într-un fel, nici în altul. E foarte ușor să spui cum e românul, dar foarte inexact. Totdeauna românul este mai complex decât îl caracterizezi tu. Și eu am încercat să prind cât mai multe asemenea fațete ale complexității românului generic. Despre călătoriile prin București. Și ai vorbit și despre cele din afară, dar din interior, cu taxiul mai mergi, care a rămas? Nu, iată, iarăși se confirmă că fiecare etapă sau fiecare fază are un anumit set de experiențe care apoi se schimbă odată cu etapa respectivă. Când mergeam cu taxiul? Când nu aveam mașină mică, nu? Da. Logic. Când mergeam cu metrou?
cu copilul mic la școală, cu băiatul nostru care acum are 20 de ani. Atunci când el era mic și trebuia să-l ducem la școală și nu avea mașină. Deci este o experiență care a fost depășită, a fost consumată. Când mergeam cu mașina mică, atunci când mi-am cumpărat mașină mică și am putut să merg cu mașina care apare și în această carte, da, și căreia am dat numele Bombonica. De pildă, acum sunt într-o altă etapă, într-o altă fază, sau eram înainte de pandemie, etapa în care merg foarte mult pe jos. Da, deși am mașină, merg foarte mult pe jos, descoper foarte multe lucruri mergând pe jos și această experiență nu apare în cartea din 2011, fiindcă pe atunci nu o trăiam, nu mergeam pe jos. Deci, de fiecare dată, cred că voi veni cu ceva, cu ceva nou și important pentru mine, dar acest nou se va învechi la un moment dat, fiindcă va veni o altă noutate peste el. Deci ai capacitatea de a te reinventa permanent, dar de a păstra toate elementele de bază. Exact. Și cred că această capacitate o au absolut toți oamenii, și cei care ne privesc, care ne-au privit la această emisiune și cei care nu ne-au privit. Orice om are această capacitate de a se adapta, de a se reinventa, de a se reformula și totodată de a păstra în memoria afectivă lucrurile care au fost prețioase pentru el. De la cine ai preluat mai mult? De la mama ta sau de la tatăl tău, din felul tău de a fi? Și din personalitate? Cred că de la mama, băieții seamănă cu mamele. Mama a fost șefă de promoție, absolventă cu 10 sau aproape 10 la liceu și era foarte ambițioasă. Și dacă am o trăsătură pe care mi-o recunosc, deci dacă e ceva ce îmi recunosc ca trăsătură, fără niciun fel de nuanță, este ambiția și voința. Deci se mâncuia. Și ca să încheiem, acum ce vis ai și care, dacă ar fi să le ierarhizezi, e cel mai mare dintre ele? Visul meu cel mai important și cel mai greu de împlinit este să scriu o istorie a literaturii române. Cum spunea Călinescu, nu vreau să vorbesc despre istoria literaturii române de la origini până în prezent, proiectul meu, ca să nu fure cineva ideea. E în calcul și cu asta chiar închei să scrii și un roman sau mai multe la un moment dat? Nu, n-o să te concurezi niciodată. Deși, din ce am dedus citind scrierile tale, și chiar e o carte care m-a emoționat foarte mult, e foarte, foarte dragă, urcă foarte sus în topul preferințelor mele, cursivitatea, modul în care știi să ieși, așa cum am mai spus, din descrierea pe care o faci, să te întorci, să unești planurile, eu cred că ai putea fără probleme, dar să lăsăm această surpriză pentru viitor, cine știe. Îți mulțumesc mult, Daniel, pentru toate aceste destăinuiri și completări, te felicit pentru realizare și îți doresc și ție ca și privitorilor noștri o sâmbătă frumoasă. Mulțumesc foarte mult!